deja începe. Deci cum se cheamă? Am observat că nu mi-arăt simpatia pentru cineva. Cum apare un dosar acolo la ANI, la DNA sau așa, trebuie să fie surpriză. Pe cine voi susține eu, va fi surpriză. Da, așa e acolo. Și după acest vot pentru Senat, pentru că există fost vot secret, a fost un vot care e de acolo, după acest vot. Eu cred că mă bucur de suficientă simpatie, încât că cea pe care să îl susțin și mă care să garantez, să câștige. Da, alegerile sunt libere, o să fie și altul. Da, să știți, e funcția mea, o să mă înșel. Și am luat decizia de a opta pentru funcția de membru în Senatul Universității. O să vă întrebați de ce, cum. Această decizie am luat-o pe data de 1 august.
când am împlinit 65 de ani și era și după decizia în alte curți, am luat această decizie de a fi membru în Senat și de a renunța la funcția de director. Nu am făcut-o până acum, dintr-un mod strict pragmatic. Tot așa cum spune în lege, ar fi trebuit să fie organizate alegeri interimare în decurs de 3 luni de zile. După care se intra din nou în alte alegeri. Pentru ca universitatea să-și poată desfășura activitatea în mod corect, am pregătit această strategie. Recunosc că n-am spus-o nimănui și îmi cer scuze de la colaboratorii mei, dar n-am spus-o și am făcut de asemenea manieră încât alegerile să fie alegerile normale, pentru că cu 8 luni de zile înainte de a se termina mandat, de a începe noul ciclu electoral, nu se pot organiza alte alegeri și să dă interim. Vreau să fac acest anunț săptămâna viitoare, dar lucrurile s-au precipitat și atunci vreau să vă spun despre acest anunț. Asta este primul punct. Dacă mă veți întreba dacă acel articol din Hot News, care n-a fost confirmat nici de către DNA, nici de către altă agenție, și a fost preluat doar de revista 22 condusă de marele deontolog Alexandru Băsescu și de presa locală, pentru că n-ați văzut de presa centrală acolo, pentru că nici măcar, deci prin eu și verificat dacă este real sau nu, vă spun, da, ai acolo că în loc să fie săptămâna viitoare, miercuri, cum era programat, este vineri săptămâna asta. Asta este primul punct. Al doilea punct, dacă mă despart greu de acest, în acest moment. Am să vă spun absolut sincer. Dacă n-ar fi fost în aceste condiții, nu mă despart greu. Ba vreau să spun că am făcut o mare bucurie familiei mele. Deci, da. De ce nu mă despart greu? Pentru că dacă privesc în urmă, am construit. Am construit un institut de medicină legală, cum nu mai există altul în țară. Am făcut pentru Iași un lucru deosebit. Mi-am pus pielea la bătaie, atunci am început să devin dintr-un om cinstit marele penal, și anume am salvat Institutul de Oncologie. Să nu uitați acest lucru, chiar dacă unii se laudă că ei l-au făcut, etc. Eu i-am pus bazele și eu l-am salvat în momentul în care era apărută hotărârea de guvern prin negociere între domnul vicepremier Oprea și domnul prim-ministru Boc și domnul președinte Băsescu ca să facă acolo un hibrid, să fie jumătate spital de urgență, jumătate institut de oncologie. Am întors o decizie și s-a făcut institut de oncologie. Iar dacă ne uităm la această universitate, pe care toți s-au repezit ca șacale să o blameze, vă rog să vedeți ce era acum 7 ani de zile și ce este. Iar această universitate este o universitate puternică, indiferent de furtunele sau care se abat sau de ceea ce fac unii sau alții, ea va merge cu mine. Spun că mă despart ușor, pentru că am alături oamenii din această universitate, că această universitate nu mai poate fi întoarsă înapoi. Planurile strategice au fost îndeplinite, proiectele care s-au acolo, care au fost demarate, se vor duce până la capăt și că aceste proiecte vor face ca această universitate să meargă până la capăt. Indiferent ce scriu, de exemplu,
vreau să vă comunic că procesul de executare civilă a fost câștigat de Petre Universitate. Ne mutăm inclusiv în Petre Andrei în această lună. Celelalte proiecte merg în continuare și decizia pe care am luat este pentru că sunt convins că dacă nu voi mai fi eu, care nu vreau să mă plec în fața altora, nu înseamnă că universitatea se va pleca. Că va fi acolo că încet, încet, ofițerii sub acoperire, acoperiți, supraacoperiți sau etc., își vor găsi un alt mijloc, pentru că va trebui să se ocupe de altceva. Și punctul 3. Dacă cineva și închide, măcar un minut, că mă voi retrage în turnul de filme și când voi linge rănii, că mă voi apuca să mai vocesc, să spun, uite ce societate nerecunoscătoare, că mă face, se înșeală. În momentul în care mi-am preluat orice atribuție, am plecat de la situația care este a României, în care te uiți pe televizor și într-o oră întreagă nu vezi o altă știri decât DNA sau ANI. Deci sunt singurele instituții care lucrează. E un moment cum era epoca McCarthy în democrația americană, care va dura un an, doi, dar până la urmă se va vedea că nu prin asta se face, deci crește societatea și crește din punct de vedere economic, social, România. Și se va reîntoarce, va fi reflux. Deci nu am de gând să mă retrag în turn de filmuri. Voi rămâne în continuare. Am suficiente proiecte. Am rezistat 7 ani de zile datorită funcției asta să reacționez la diferite atacuri. Nu m-ați văzut niciodată reacționând din cauza că un rector nu poate coborî. Acum îmi pare foarte rău. Voi reacționa. Voi reacționa. Și voi intra și în societatea civilă și voi face datoria și voi milita în continuare pentru proiectele Iași, chiar dacă unii din Iași nu sunt prea mulți. Vreau să vă spun că spitalul regional se va face în Iași. Nu cu cele care s-au spus că suntem între noi cu suma aia, nu știu dacă ajunge, dar se va face și va fi deschis, sper să prind și în momentul ăla, până în 2018 va fi deschis. Deci toate proiectele le aduce. Într-adevăr, în plus, o să mai vadă lumea că eu nu sunt numai rectorul și președintele colegiului la care am să rămân președinte, că nu există nicio incompatibilitate și nimic. Se va uita lumea să vadă că sunt redactor șef pe care am fondat o revistă care este pe locul 9 în lume, o revistă ISI. Vor vedea că am mai scris și niște cărți, că am mai făcut și cercetare, că am introdus, deci, direcții noi în România, care le recunosc alții din străinătate, aici toată lumea, rectorul ăsta Răstoaie, bun, care va e foarte bun, va e foarte prost, dar care sunt recunoscute, că dacă există bioetică în România ca disciplină și ca fundament și ca școală, este și datorită ăsta Răstoaie, că se vorbește despre Iași, școala de bioetică de la Iași, așa se vede acolo și uitați-vă în toate revistele, inclusiv uitați-vă care sunt aprecierile lui Julian Sărulescu, care este unul dintre cei mai mari bioeticieni de lume, care sunt aprecierile care au fost, Dumnezeu să ierte, aprecierile lui Pellegrini, consilierul pe problemele bioetice, 5 președinți americani, și, încă o dată repet, nu din nicio rană, dar voi avea timp mai liber să mă ocup și de problemele mele personale. Asta am vrut să vă spun. Sper că sunteți mulțumiți. La majoritatea dintre dumneavoastră le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o. Sper că și în continuare să avem aceeași colaborare.
sper că foarte mulți dintre dumneavoastră ați colaborat cu mine, nu pentru funcții, pentru ceea ce sunt. La câțiva care m-au bălăcărit și la care, acolo, la care n-am răspuns niciodată, acolo, n-am de ce să le mulțumesc, dar vreau să spun că de acum am să și răspund. Și dacă vă uitați pe background-ul meu, vedeți că spiritul pamfletar în presa românească, sunt și eu unul din cei care am introdus acest spirit pamfletar. Nu la nivel de România Mare sau de asta, ci la un nivel mult mai elevat. Și că de acum, din momentul în care trebuie să, ministerul să facem acest transfer, deci din momentul în care s-a fost acest transfer, voi avea timp ca să și scriu. Și am să vă rog să-mi urmăriți și blogul, pentru ca să reactivez. Vă mulțumesc! Astăzi am anunțat, deci trebuie demersurile, deci la ministerul să dea această ordine. Din momentul în care vine acea ordine, nu mai sunt rector. Dar decizia mea este clară, fermă și nu este luată acum pe moment. Pentru că am mai trecut prin astfel de momente și nu m-ați văzut spunând pe terminință. Decizia mea am luat-o pe 1 august 2013. Și încă o dată îmi cer scuze de la colaboratorii mei că nu le-am spus-o, dar cu atâția ofițeri acoperiți, super acoperiți și acolo, se difuza și nu vroiam să creez în universitate un moment de campanie electorală, pentru că de-abia începe campanie electorală normală în luna mai. Deci, e, așa spune, mi-am dus. Deci când am început, dacă vă aduceți aminte, acest nou mandat, domnii procurori și pe urmă ani mi-au făcut, mi-am demonstrat că pot să lupt, indiferent ce au făcut ei. Deci eu ies din această luptă nu învins, ci învingător. Acla la noi, ca la meșterul manole, orice construcție trebuie să fie și un sacrificiu. Mi-am asumat acest risc și nu-mi pare rău. Dacă mă uit în urmă, nu-mi pare rău. Cu o singură decizie, cu cea în alte lucruri, care v-a spus că din momentul în care am primit-o, m-am gândit cum pot să o pun în aplicare, deși acea decizie n-am doar acolo, dar poate să spun. Mi s-a acceptat contestația în anulare și o să ne judecăm din nou cu ani. Chiar și pe acea decizie. N-ați văzut nici când e termenul și nici asta, dar s-ar putea să... Nu se cheamă. Ca în România, dai cu bani. 50% am șansă să câștig, 50% am șansă să pierd. Asta e viața. După cum scrie în Carta Universității, prorectorul cu strategia, domnul profesor Dragoș Pietru.